Ce găsești? Ăsta m-a rupt? Ha, sări! Da. Eu zic că invers trebuie. El stă ia cu tine. Bra. Ia-l în cârcă cel mai bine. Bă, 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 bă. A căzut. Avem alta mai frumoasă. Ia uite, mă, a căzut foarte mult. Acum 5 ani cu Romeo n-am reușit în Barcelona. Iacră, nu? Vitamina C pur. Sânge. Asta a căzut, mă. Este gratis. Sunt date cu pesticide astea, cred că... Băi, revenind, eu nu știu dacă am zis, în acest episod facem un trip. Sper să-mi găsesc și un băiat care știe puțin edit, să-mi fac așa, știi ce-mi doresc? Fața mea, care pleacă din Sevilla, se duce la Gibraltar, după aia la Malaga și după aia la Alicante, știi? Mi-aș dori ca ce am zis eu mama să fie desenat grafic de cineva care se pricepe. O să caut, să văd, poate am noroc. Și hai, ne vedem, nu știu dacă mai facem ceva în seara asta. Bă, și noi 2, 3, 5 beri, o bere, bă, bata. E. Și acum ai despre caserie, despre caserie, nu știu ce facem acum. Nu, continuăm tripul. Da. Și mai bem o bere undeva. Am uitat în blitzul ăla de toți banii, nu mai văd nimic. Bă, bune, bă, ăsta zici că este Negruțul, bă, Dumnezeu să-l ierte. Cine l-a prins pe Negruțul? Nimeni. Că Negruțul a murit fix când m-am apucat eu de vlog. Dar exact ca Negruțul, bă. Bă, și la carice. Și la carice, e și rujul, ia? N-are rujul, nu. Are față de câine bucuros. I-a arătat mâncare. Naturnaci mei pe ele arăta oare mâncare așa sadi să fie? Dice el frone colab Cristina Buceanu. Super frumi această piața Spanii. Mama asta e de-aia, dar noi am maimea de m-a alergat să mă rupă. Ia uite. Doamne ce m-a alergat o asta la mamaie mea în curte odată. Uuu, frumoasă care e. Ia bea, ia. Ușcă, ușcă, ia-l. Ia uite, mamă, rățuștele. Cum ar fi astea așa? Pe un pat de piure de legume așa? La clădire chat. Ce filme trebuie să ajungi să construiești și ceva? Mi se pare super insane. Iar aici este mormântul lui Cristofor Columb. Un scurt moment istoric să mai și educăm din videoclipurile astea, să și învățăm ceva dacă tot ne uităm la ele pe YouTube-ul ăsta. Deci, în spatele meu răposatul Cristofor Columb, el era spaniol la origine. Așa, deci Cristofor Columb ăsta de descoperit el America, de a venit aici în Europa cu tutun, cu cacao, cu toate nenorocirile. Și el era spaniol la bază, dar el când le zicea la spaniol, bă frate, mi-a venit așa o idee, parcă aș lua o barcă și aș pleca încolo, că eu cred că mai e ceva. Ăștia ce ziceau, tăi, dracu' de prostul, dracu' care ești, că nimic nu știi. Și el a zis bine și s-a dus la portughez și le-a zis și la portughez ideea și i-au zis, bă, tu nu ești prost, vezi că tu nu ești prost, ia-i să ne punem. I-a făcut trei corobii lui Cristofor și a plecat. Și după el când a venit, când s-a întors, spaniolii, mamă, Cristofor al nostru, că fratele nostru, că nu știu ce. Și el era, aha, că v-am zis ideea, nu mă haleați, acum al vostru, nu? Nix, mă. A zis să moară Natasha și băiatul lui Nae la pușcărie, dacă eu mur și voi mă îngropați pe mine în Spania. Stai, mă, că era scurt moment istoric. Și ăștia a zis, da, frățioare, dacă nu te îngropăm unde vrei tu, nu în Spania, nu te îngropăm în Spania, mor liniștit. Și el a zis, bine, hai, scoateți perfuzile. I-a scos perfuzile, a murit și ce i-a făcut? L-a îngropat, a pus patru bărbați cu mimul ăla, știi, în cărau aia sicriu, și l-a pus o satalana și l-a urcat sus pe... Auzi, mi s-a șoptit în cască. Prezintă, uite, are și pe fiecare piept câte ceva simbolic. Deci fiecare om, adică nu-ți luați de pe stradă. Fiecare este o regiune din Spania. Exact. Ăla este așa, ăla este altceva și ăla altceva. Stai că acum mi le zice în cască, câteva secunde chat. Au desene... A înțeles și el acum stă în aer. El teoretic nu e la 2 metri sub pământ, la 3 metri sub pământ, cum se zice, el e la 3 metri în aer, teoretic. Hai și mai aproape de el dacă vrei. Hai puțin. Dar ideea. Tare idee, adică spaniolii n-au fost prea, da, frățioare, nu te îngropăm în pământ spaniol și ce a zis? Sus! Și l-a pus în aer, nu? Bă, dar oare e legit? Cele patru regiuni sunt Castilia, Leon, Aragon și Navarra. N-aveam nicio idee. Sunt regii. Deci ei sunt regii celor patru regiuni. Castilia, Leon, Aragon și Navarra. Ați înțeles? Cum sunt seaturile? Seat Leon, seat toate cele. Așa și regii ăștia, fiecare avea câte un seat și au venit, nu l-au luat în seat, l-au pus pe cârcă. Uite, mă, fragmente osoase care cu
conțin și un glonț. A murit de glonț? I-a făcut pe unii să creadă că rămășițele sale nu au fost niciodată mutate din San Domingo. Deci a murit de glonț? Au fost efectuate teste ADN. Și? E el sau nu el? Oasele aflate în catedrala din Sevilla. Oasele sunt într-adevăr a lui Cristofor Colum. Sunt ale lui, mi-a făcut ADN-ul, i-a luat arborele genealogii pe măsa pătasul. Și aparent avem nevoie de Octavian examinatorul să-l aducem aici. Ia uite, în 1992. Nu vrea să mă lase și deci a fost inaugurat. Stai să mă dau mai la margine. Să mai fur puțin curent, că tu zici bine, dar eu trebuie să-mi fur curentul. Da. Trebuie să-l aducem pe Octavian examinatorul să întrebe pe aici, pe șeful de la această clădire. Sunt oasele lui Cristofor Colum sau nu? Să vedem dacă este adevărat sau fals. Dar tare ideea aia, l-au cam prins. Dacă mă întrebați pe mine, omul a zis eu nu mor. A zis, tu țin astea, perfuziile astea și eu nu mor. Nu mă îngropați pe pământ spaniol. Nix, eu nu vreau pământul din Spania dacă nu mă spargi. Și l-am îngropat în aer. Da, și ăștia a zis, bine, da Cristofor, da așa Cristofor. Facem. Încoață și talentul tău de șmecher care e. Încoață și botul tău. Așa facem regele meu. Da, exact. Și uite ce a făcut. Uite ce l-a pus în aer. Nici nu se răscoală și el înmormânt acolo. El cred că, tu zici, el cred că de când l-a îngropat aici în aer, numai așa face. Numai așa face prin mormânt acolo. Da, dracu, ce m-au prins, vezi mă? De asta trebuie să citiți contractul până la final. Aici, în Catedrala de Sevilla, ne-am văzut și mormântul lui Cristofor Colum, putem găsi și statuia lui Neațuțu, vecinul nostru. Hai să vă arăt de ce. Aici găsim statuia lui Neațuțu. Este, bine, așa se numește vecinul meu, dar toți am avut acest vecin care, atunci când dai mingea la el în curte, băga cuțitul în ea. Aici putem observa clar. Pentru că ăsta este gestul, e mingea voastră, da, și de aici pleca vruf. Neațuțu, vecinul meu, băga cuțitul minge și ne și-o arunca înapoi. Ne-o arunca așa, deci toți am avut un Neațuțu în viața noastră. Și era un Neațuțu cel mai tare vecin. Se mai întâmpla, frate, știi ce, că nu o tăia doar să o taie om. O tăia pentru că îi rupeam la om florile, îi rupeam ce aveam în curte, știi? Niciodată nu arunca spart așa, doar când rupeam. Presiua clan suntem aici în fața primăriei din Sevilla și aparent, spoiler alert, Playboy Carti la zilele Sevillei clan. Deci, la beach please, nu pot să bag una în foc. Apare aici pe atunci. Iar aici e ceva care e puțin. O să pun niște bucăți și de-aseară, am venit și ziua acum să văd cum se vede. O să mă calce taxiul, dar ce vrea să semne asta, domnul din Sevilla? KKK, Havaua, nu știu ce tradiție spaniolească, dar uite-l pe Playboy Card. Ți-am furat gacica. Oh, little boy with Playboy Card. Nu știu, nu vreau să se înțeleagă ceva, dar puțin cam creepy, dacă mă întreb pe mine, această tradiție din Spania. Cine știe să zică în comentarii ce înseamnă? Eu știu că ăștia în America e cam groase, adică e... nu-i deloc ok. În Spania pare că e ceva funny sau nici nu știu. Nu știu ce-i cu ei. Opium și... și e opium bun și opium răi sau care? În fața blocului la tine, când ajungi seara acasă, îl găsești pe acesta. Ce faci? Hai că ne ia taxiul. Concert Playboy Carti Clan. Concert Playboy Carti Clan e insane. Lumea e în delir. Beach, please! Bună seara, clan! Suntem aici în Sevilla, în centrul cultural și am găsit reclame. Am făcut o plată de... nici nu mai știu cât a fost. Dar avem vlog în toată Spania. Deci dacă sunteți în Spania, puteți să vedeți gratuit vlogul, nu mai e pe Netflix. Îl puteți vedea aici gratuit în toate centrele comerciale din țară. Inclusiv piețe, baruri, toalete publice și apărem. Suntem mai dă o rotulă să nu creadă lumea că suntem prin România pe undeva. Să nu se înțeleagă greșit. Ia, hai să vedem. Facem test, da? Da, uite. Hola, ¿qué tal? Am vrut să văd că îmi răspunde în spaniolă, dar avea căștile. Și se întâmplă. În fine, îl lăsăm la derulare. Îl lăsăm să meargă. Eu, dacă mă întreb pe mine, știi ce aș face, nu? Asta aici. N-are cont, că i-aș fi dat like, i-aș fi dat de toate. I-aș fi dat
să scrii firme, ești dat. Dar nu avem cont. Dar asta, știi ce facem? Ne băgăm pe toate în coadă și toată noaptea miau-miau să deruiază Cosi Magne. Caută un playlist. Da, așa să facem playlist. Și la frățiorul Cârje, Dorian, vrem mai mult Cosi Magne, uite. Arți, Anada de la Coda. Bun, hai, mai departe. Hotel, Anada la Coda. Și toată noaptea miau-miau, uite, ne cântă și farul Constanța. Toată noaptea miau-miau. Toată noaptea miau-miau, gata, hai. Și noi dăm acasă. Toată lumea știe ce să zică, nu? Îl dăm și mare, să nu se vadă că YouTube. Și toată lumea zică că e reclamă, da, și o să treacă. Exact. Și uite așa, uf, am câștigat o vizualizare. Yes, sir. Yes, sir. Putem 2, 3, 5 de astea. Da, clar. Toate cele, dar... Vă vine să credeți? La El Sirio, El Sirio. Merge secundele? Merge secundele. Clan, asta este cea de-a doua, a treia zi, nici nu știu a câta zi, dar acum suntem la Gibraltar, clan. Am plecat de la Sevilla azi dimineață, foarte frumos Sevilla, recomand. M-am distrat, ai de vizitat, ai de făcut de toate, nu știu cât o să... Nu știu câte secunde am eu din Sevilla, dar cred că am scos ceva. Acum mergem la Gibraltar. Gibraltar, care este, din ce am înțeles, o megidie englezească, aflată în Spania. Combinațiile lor, nici nu vreau să mă bag. Să intru eu cu ei aici, să mă iau cu ei, să îi scutur puțin. Deci am văzut eu o poză când eram mic. Că ce crezi, trece aeroportul pe aici, da sau nu, pe Facebook? Like, da, comment, nu. Și am dat comment atunci, ca prostul. Și acum vreau să mă, să văd, că aparent este adevărat. Sunt și maimuțe, o să-mi fie puțin frică să nu-mi fure telefonul, deci ăsta poate să fie ultimul vlog. Tu! Maimuță, dacă îmi vei fura telefonul care îmi vei fura, postează ăsta. Dă-mi mesaj, dă-i mesaj lui mama, intri pe WhatsApp, cauți pe mama, dă-i mesaj, îți dau parola de la YouTube și am CapCut-ul instalat, îl editez tu și postează-mi și mie măcar așa, ultimul, de reveneală. Știi ce zic? Ultimul, să îngropăm canalul. Am ajuns la vamă, o trecem pe jos frumos, ne vedem în cealaltă țară, vă pupăm. Și cam asta e toată țara, clan. Avem Bape, magazin oficial, Skywalker, aici sunt strikerul Michael Cave. Ai jucat pe la Liverpool câteva sezoane. Acum suntem pe pista de avion, deci noi acum avem verde la pietoni. Aici cred că nu prea poți să o dai cu roșu, că dacă e roșu și vrei să treci, ar putea să te ia. Că aici pe bune se aplică vorba aia, ăsta calcă, nu... Suntem pe pista de avion, uite, l-ai parcat acolo, dă să-mi plece în următoarele momente. Da, deci aparent am dat comentul ăla acum câțiva ani pe Facebook degeaba. Da, da, un domn mai în vârstă, o doamnă mai în vârstă, care merge greu așa. Și ea ia verdele acolo. Dar până ajunge în capăt, ducea 3-5 zile lucrătoare. Ce se întâmplă? Sau chiar cam avionul, dacă să zicem. O bătrânică, da, trece strada așa, tur, și avionul vine, doar nu mai pune, unde mai pune la frână? Oare s-a întâmplat vreodată accident aviatic? Am pierdut un meci aseară, deci, Doamne, cât m-am supărat că n-am ajuns cu o zi înainte. A jucat Gibraltar cu Lituania, băi, băiatule, ce-mi pierdut? 1-0, Lituania, roșu la ambele echipe, ce fotbal s-a jucat aici? Cred că a luat foc Gibraltarul ăsta. Bă, ce înseamnă o finală a campionatului mondial pentru de Gibraltar, Lituania, s-a jucat aici? Da, chiar eu, dacă fac stânga încolo și mă duc eu așa de nebun, ce se întâmplă? Vine pe mine să mă ia? Nu te întreb cu răspuns. Sau încolo, mă duc eu așa de nebun, fac dreapta mă și eu la fug. Eu dacă fac așa... Ce? Dacă îi dau așa, îi dau vizia. Fac o trecere cu avionul, așa până la să plece și fac întrecere cu el. Eu zic că dacă îmi pun stângul în dreptul, dreptul în stângul, cred că le iau. Update. Bă, acolo este Africa, uite. Ce se vede acolo? Aceea este deja teritoriu african. E plictiseală maximă. John Cena. Bă, ce aș vrea să iau una în brațe? Nu să nu vină, mă, să mă sparg. Hei, hei, ușor pe borsetas. Așa se
Ăsta e nebun, ăsta. Da, mă, da, ăsta face tot. Ietel se face că da, mă, face știi? Face pe șmecherul ăla. Face pe... Bă, tu ești mă ăla. Ia stai că vine și au, vine și au. Bă, n-am dat drumul la filmare, mă. Am păduc șefa mea. Păduc es? Estes? Vezi dacă am păduc es? Te mângă, asta. Am? Este ceva? De zi. Se găsește? Ăsta m-a rupt? Sunt grei? Mamă, fac curândul. Te-au găsit ca postament. Dar te căuta puțin de furici. A căutat, da. N-a găsit nimic, da? Dar sunt blende așa ca și atingere sau agresive? Da, nici nu simt. Da, nu, mă, nu simt. Când a sărit acum... S-a sărit și a luat elandă pe gard. Dar îl simt lejer, are cred că 5 kg. Ca pisică așa. Da, da. N-a găsit, aparent. S-auzeau niște zvonuri, aparent n-a găsit nimic pentru toți ăia care ziceau că am păduchi. Aveți grijă că n-am. Am fost la control. CTC-ul. Știi când venea la școală controlul și zicea, a venit control de păduchi. Da. Știi că ai făcut baie, dar niște emoții tot aveai. Salut, clan. La ce altitudine suntem? Mai avem 75 de metri până în vârf. Cât are, mă, tot ăsta? 400. Acolo e vârful. Uite, în așteaptă mai mulțică. Și i-am dat de jos. Mă simt, zici că am fost la sintetic și am câștigat o oră jumate non-stop, așa mă simt acum. Dar oricum, ce priveliște încolo, dacă se vede, ia uite, aceea este Africa. Uite, vezi că se vede muntele ăla de jos. Ia uite, Africa. Atâta desparte teritoriul european de teritoriul african. Ce-am pe spate, learcă. Dacă vreți să vă dau sos pentru tocană, stor tricou și vă fac jumătate de litru de compoziție tocană 100%. Hai să facem și 10.000 de like-uri la acest videoclip pentru efortul depus, nu pentru mine, pentru mama, care duce o luptă interioară acum. Se preface că este ok. Mama, ești ok? Da. Da, așa răspundea. Da. Mai poți? Mai poți? Da. Da, uite, hai să vedem să-i luăm pulsul. La propriu să-i luăm pulsul. Aha, te ia radarul. Ce zici, ești bine? Da. Mai poți, eh? Da. De camera pe mama ai văzut, dar nu e mama, de fapt, este altcineva, când e camera. Ia, hai să mai vedem. Ce faci, mama, cum ești? Bine. Da, nu e. Nu e mama. Nu e mama. O să o filmez o dată pe ascuns ca să vedeți cum e ea, de fapt. Ia uite, ia. Avem alt răposat. Asta săracul. Aruncați coapă pe mine, că mi-e rău. Cum făcea ăla? Aruncați coapă pe mine, vreau frumos. Aoleu, nu mai pot. Gata, stop. Stop cadru. Ah, ce aș vrea să fiu pescărușul ăla, să mă balt așa ca el. Ia uite el. Ah. Nu mai pot. 84. 80. Și am ajuns. Bate palma, Cem. Sim. Ia uite ce zi e, bă, de chei. Wow. Ce vorbești, mă? Da, clar, am terminat și Gibraltarul, care a fost drăguț, ne-a rupt pe picioare, nu știu care se mai ridică mâine să mai plece pe undeva. Și acum mergem spre Malaga, sau Malaga, depinde cum vrei să-i spui. Să vedem mâine acolo. Până acum Sevilla top, în episodul trecut Lisabona a fost top, dar Gibraltar foarte tare. Maimuțele m-au impresionat maxim, maxim, bă, așa drăguțe, bă, ce aș fi luat o maimuțică de-aia acasă, dar ce-mi doresc eu, de ce s-a scos legea, ce mi-aș dori să am o maimuță de-aia, să o cresc așa, să mă joc cu ea, aoleu, ce drăguță era, bă, să o trimit pe la buzunare, pe aia, talent, mă, o maimuță de-aia, mă. Cine știe, poate într-o zi, poate într-o zi. Revenim cu update, cred că de mâine, că nu mai ieșim azi. Ce, mai ieșim azi afară? S-ar putea să ieșim să bem o bere, poate. De vă salut direct de aici, de pe aeroport, din Gibraltar. Suntem aici, în Malaga, la muzeul lui Picasso. Picasso, te respect, ești top. Dar multe desene ți le-am recreat, fără să te cunosc, prin clasa a doua, pe bune. Prin clasa a doua. O dădeam în direcția asta și îmi place, are un stil unicat, dar și multe de parcă s-a sunat și n-am mai avut timp să le termine. Așa.
Eu parcă de Picasso știu că el mânca pe la restaurant și când vedea nota, zicea stați așa, ba, și trăgea un desen frumos și el dădea. Și aici că se bucurau și Picasso știu că pe la restaurant mânca și dădea cu pixul după aia. Și cam aia era vrejeala, știi? Zicea, adu-mi un creion. Și cât a costat ăsta? 30 de arginți, știu, că era 50 de pesos, da? A, nu, ca să-ți fac mai frumos. Ai și o culoare albastră, ceva, să-ți fac ceva la original. Da? El era bun, că uite, el lucra în orice. Uite-te puțin. Omul, orice îi dădeai, bă, uite, și uite-te. Băi, dar nu pot, că mă vezi, nu pot să mă vadă lumea, da. Că nu ai văzut că vezi. Da, trebuie să stai, eu să stau pe urmă, tu să stai cu alea de la așa. Da, ia ține în jos. Bă, uite și aici, un picior. Aici cred că vrea să-și construiască un robot ceva, cine știe. Vezi, el lucra din orice, mă, orice îi dădeai, ia dă-mă, cu alt. Îmi vârtea, o răsucea și ieșea ceva. Ia uite aici. Pe care lua. Mamă, vezi că stai tare. Dar vezi, pe el îmi durea undeva de cum iese, ce, adică el le făcea, e altată. Asta înseamnă șmecheria lui Picasso. Orice face el, e valid. Era calificat. Orice făcea era valid. Trebuia să facă ce vrea, trebuia să arunce și un băț pe jos. Bună ziua, Clan, suntem în Malaga, am fost la muzeul lui Picasso și ne cam filmam pe blat, așa, nu prea aveam voie să filmăm. Picasso, băiat ca lumea, am văzut. Era mare vagabond, am citit despre el pe internet. Mare vagabond era, făcea ce vrea el. Și aici, ce credeți, am aflat povestea. Deci este un amfiteatru roman. Și auzi-mă, primăria a vrut să sape, să construiască ceva. Și a început să sape și când a dat de-o piatră. Ana a dat peria pe ea, a văzut, mă, ce e asta? Și după ce au săpat ei bine când vreau să facă clădirea aceea, au dat de acest amfiteatru, Clan, dacă vă vine să credeți. Deci, pe la Megidia, domn primar, faceți niște săpături, că s-ar putea să găsim urme de dinozauri, putem să găsim petrol. Eu zic că acel oraș are potențial, așa că apucați-vă de săpături. Tunelul Dacic, eu cred că se oprește la Cimentul. Dacă încep să sapi pe la Megidia, eu zic că ieși acolo în tunelele din Buceci. Deci, săpați, e de săpat, asta este ideea. Minați, cum se minează Bitcoin-ul, așa minați și voi, că cine știe de ce dăm. Băgați la treabă, hai, sus lopata! Clan, am ajuns în portul Malaga. Frumos, chiar foarte frumos portul din Malaga. Am fost și aseară, dar n-am filmat că se vedea cam slăbuț. Ia acturile la oamenii ăștia, ăsta e șeful de la Victoria Secret, care are bomba asta de aici. Ieftin, 100 de milioane de euro. Și vezi pe obraznicul ăsta nici în GTA nu există, 250 de milioane de euro. Și ăsta e doar unul în lume. Dynasty se numește. Scrie așa. Și l-are unul, am uitat cum îl chema. Era indian după nume. Dar oricum frumos, uite și blocurile astea, să stai și tu. Ha? Nu mai găsim, mă, și eu 200-300 de metri să-mi fac și eu o casă pe aici, să nu mai fac navete. Am ajuns pe plajă, Clan, și dacă mai știți, am fost la ocean atunci, la Oceanul Atlantic, săptămâna trecută în Portugalia. Și nu era așa agitat, uitați ce se întâmplă, Clan. Oamă, bă, ți-a venit și ție, da, direct pe față. S-a spart valul și ne-a udat. În fine, hai că bem la plajă. Te bagi? Da. Gata, mă. Ne-am lăsat, mă, și la oamenii ăștia. Ne-am făcut așa de la mine. Băi, să nu stricați, da? Adică vă las, faceți poze, dar nu stricați aici ce-am făcut. Eu de mic aveam asta, știi? De a lucra în nisip. Și sper să le placă. Ia uite, ea deja s-au pus să fumeze țigări, au plecat de la școală la semnul meu. Da, e bine. Trebuie să mai facem, mă, și de la noi. Ce zic, nu doar pe bani, cum îi luăm ușelii. Trebuie să mai facem și pe gratis. S-a făcut și noapte, Clan, și a dat și o ploaie, măcar ne-a prins la masă. Deci putem spune că nu ne-am bucurat atât de mult de Malaga, dar un oraș senzațional. Acum cred că dăm spre caserie dăm acum, să tragem ceva la tigaie. Bine, noi doar ce am mâncat, să ducem să luăm mâncare, să ducem acasă să facem de mâncare. Români, super români, nu mai e foame nimănui. Ciuți, îți mai e foame? Bă, nu mi-e foame la tele, dacă faci niște shrimp ca lumea. Fac, mă, le fac, mă, la frații mei, la familia mea, le fac niște, yes, sir, crevesc la tigaie cu unt, usturoi și niște lămâi așa presărată. Da, să mâncăm și noi. Am găsit, băi, frate, aici se vede, mă, că suntem la mare la alea. Ce scoruri la creveți? Pă bune, dacă nu ții la noi în România nici... Nu știu,
Nici o șaorma nu-mi iau de, un, de câte mi-au aici, un kil de creveți pe bune, nu înțeleg. Sper că sunt originali și nu or, nu or fi alea, știi, când deschizi iPhone-ul și îți apare Samsung, știi? Salut, clan! După cum am promis, niște gambaș în sos de unt cu usturoi, rețetă de peneț și cu un strop de lămâie. Asta e nota de șmecherie, dai și niște lămâiță așa un pic. Toți bucătarii vreau să mă facă varză în comentarii, că nu se ține așa paleta, că nu știu ce. Și cu micuțul la televizor, vorba lui mama. Vorbe, nu fapte. Aici ai avem, am găsit această oală de ciorbă unde să-i punem. Gambașii dintr-un supermarket, n-am găsit piper. Sarea asta era de aici din casă, nici nu știu dacă e sare, poate de-aia te facă aia așa pe la festivale. Nici nu știm, acum să vedem ce o fi, o fi. Să sperăm că familia să aprecieze, dacă nu la fast food. Dar jos. Bună dimineața, clan, tot în Malaga, tot ploaie, din păcate am avut ghinion, nu ne-am putut bucura de acest oraș minunat. Dar asta este, dar înainte de toate ne oprim toți aici, toți care ai ajuns până aici, trebuie să ești obligat să dai like, ești obligat, stop joc, nu există altă variantă. Like în această clipă și un comment. Dă-l, nu fi prost, dă-l. Bine. Bine și care ai dat. Bine și care n-ai dat. Te auzim noi. Îți va părea herpes într-o zi importantă să te întrebi după aia că, bă, ce mi-a părut ăsta? Știi foarte bine de ce ți-a părut ăla. Hai, ne vedem din România cu alte vloguri. Vă pup, bă!